Munții de gunoaie din masivul Parâng au fost ridicați de către angajații primăriei Petroșani, cei drept doar o parte a deșeurilor au fost ridicate și transportate la groapa de gunoi, pentru că în zonă au mai rămas destule resturi. La începutul acestei săptămâni a fost demarată acțiunea de ridicare a deșeurilor menajere strânse în stațiune peste iarnă, astfel încât au fost ridicate de acolo 30 de tone de deșeuri. Mai exact este vorba despre două autocompactoare a câte 11 tone și o rabă de deșeuri. Acțiunea nu s-a finalizat. Săptămâna viitoare va mai exista o zi în care se va face colectarea deșeurilor din masivul Parâng, însă ar mai fi de ridicat probabil încă o cantitate asemănătoare cu cea care a fost ridicată la începutul acestei săptămâni. Acțiunea de ridicare a tonelor de deșeuri din Parâng va continua și în acest weekend.